Avem o lege aprobată în acest an privind unele măsuri vis-a-vis de aparat sau de angajații în structurile bugetare. Una din prevederile acestei legi este că acolo unde serviciile publice de gospodărie comunală sau orice altă entitate care e finanțată sau care are legătură cu autoritățile publice locale și nu are peste 50 de posturi ocupate, înființate și ocupate, se desfințează. În cazul de serviciul public de gospodărie comunală avem 32 de posturi, din care doar un număr de 13 posturi efectiv ocupate. Propunerea mea către Consiliul Local este că se impune înființarea unei societăți comerciale care să deservească nevoilor cetățenilor de pe raza unității administrative teritoriale prin însăși prestarea serviciilor de gospodărie comunală. Practic, înființarea unei societăți comerciale care ar funcționa aproape identic ca și serviciul de gospodărie comunală, cu precizarea că nu avem obligația să angajăm mai mulți sau să creștem posturile, ci am făcut propunerea tot în această adresă ca angajații își păstrează locurile de muncă prin transferul de pe gospodăria comunală pe această firmă cu angajații care au fost identificați, care sunt identificați la 1 decembrie. Prin urmare, solicit un acord de principiu pentru a demara procedurile de înființare a unei societăți comerciale. Ce garanții avem noi că oamenii se de la gospodărie nu rămân pe drumuri? Păi tocmai asta am cerut. Am cerut ca oamenii de la gospodăria comunală să fie transferați, pentru că avem termen 31 decembrie pentru demararea procedurilor, domnului viceprimar. Știți legea 200 cât mai este? Acum problema care e, domnule viceprimar? Haideți să rămânem pe proiect, vă rog frumos. Haideți să discutăm. Nu este timp pentru înființarea, domnule viceprimar. În momentul în care dumneavoastră ați decide, atunci o să decideți. Acum eu am decis să cer un aviz de principiu Consiliul Local. Prin urmare, vă rog frumos, dacă aveți ceva de spus, faceți un scris. Domnule președinte, vă rog frumos. Mulțumesc frumos. Respectăm legislația, avem control asupra firmei. Știți foarte bine, domnul Vasile, eram și eu consilier local, știm amândoi ce s-a întâmplat, sau mă rog, bănuim de fapt ce s-a întâmplat cu acea firmă când era condusă de, din spate, practic era condusă de către un consilier local. Nu vreau să intru în detalii, nu-i treaba mea, dacă cineva are dubii că s-au întâmplat lucruri penale, poate să facă o sesizare, eu n-am să fac pentru că e închisă și din punctul meu de vedere acea societate nu își mai are niciun rost. Dacă respectăm legislația, cu siguranță poate fi o firmă performantă, fără discuție. Pentru că ar fi păcat să luăm societăți care să ne, societăți comerciale din alte zone sau din alte părți, să ne tundă, eu știu, spațiul verde, să aibă grijă de spațiu verde, când putem să facem în aceeași condiții, poate chiar mai bune, pentru că va fi un administrator numit prin concurs, de fapt, să se ocupă prin concurs. Păi da, acum dacă chem în ședință, acum nu știu de unde iau. Păi soluția e să-i transferăm pe noua firmă, deci e condiție de înființare. Mai mult de atât, eu n-am nicio problemă să-i chem, numai că trebuie să veniți și dumneavoastră fizic și să vină și ei. Și acum suntem în preajma sărbătorilor. Deci nu știu cum am putea să facem. Vă rog să spuneți la vot, n-am nevoie de niște aberații a unui analfabet. Ai văzut, dați-mi nimic, domnul primar, vreți frumos. De ce o să vreau să desfințăm să intre persoane în Te ajută social? Nu, dar am cheltuieli mari cu o secțiune care nu îmi place. Păi da, dar la înființare discuția cu tuturor. Da, dar uite, nu știu cușcă ce am discutat și ce am vrut să facem de fapt și ce iasă. Și multe lor cușcă din ce a spus, domnule. Eu zic că gestionă, acolo tot e. Eu cred că pușcă, pentru că avem nevoie de oameni. Avem nevoie de oameni. Mai multe că vorbim de oameni. Cu semnă de ce cheltuie,
25%. De ce nu vă puteți? Domnul președinte, vreau să-l întreb pe domnul primar de ce vrea să desfințeze gospodăria comunală și de cum. Domnul primar, vă dau dreptul să răspundeți scris, domnul primar. Scris. Să fie argumentat cu date, cu sume, cu tot. Deci cu precizarea că nu pleacă oamenii acasă din SPDC și vor fi mutați într-un compartiment în organigramă, dacă posibil local aprobă. Și nu vor mai fi angajați acolo? Să putem să vedem cine e răspunsul la ce primește domnul vice. Intervenul legal. Și cei de pe acolo care sunt angajați? Sau acum am dat răspunsul, acum am dat răspunsul. Corect. Cei de pe acolo care sunt angajați pe acolo? Acum de la întâi se eliberează posturi și posturi în cadrul organigramei care au fost blocate, fiind alții au plecat în casă sau ușa de au plecat, posturile vor fi scoase la concurs sau drepturi și posibilitatea să participe. Toate posturile? Nu toate, că avem femei de serviciu groază acolo pe acolo. Femei îngrijitoare și femei de serviciu. Alea predomină acolo. Pentru școală. Îngrijitoare. Pentru școală trebuie.